mulțumim. Când atâtea, sunteți gata, începem. Atâtea blițuri. Da, merge, da? Bună ziua, în primul rând, vă spunem bun venit la conferința săptămânală pe care PSD Neamț o organizează. L-am alături de mine pe domnul deputat Ioan Munteanu. O să avem câteva mesaje care țin de activitatea de precampanie și care se organizează în fiecare regiune a județului Neamț. Am început să distribuim ziarele în tot județul, 150.000 de ziare, ziarul central, plus un supliment din pe plan local, plus un flyer. Vi l-am prezentat și dumneavoastră. Avem acolo programul pe care PSD îl propune românilor și nemțenilor. Avem o prezentare succintă a candidaților pe care PSD Neamț îi propune pentru alegerile parlamentare. Și după data de 11 noiembrie vom distribui încă 150.000 de pliante. Am început discuțiile cu organizațiile locale. Eu cred că, așa cum am văzut eu, tot activul PSD este pregătit de campanie. Suntem determinați, suntem hotărâți să câștigăm categoric această bătălie electorală și suntem hotărâți să o câștigăm nu pentru noi, cât pentru nemțeni și pentru români. Suntem hotărâți să redăm demnitatea românilor și să aducem bunăstarea în casele lor. Am avut până acum discuții cu fostele colegii 1 și 2, 4, 5 și 6, urmând ca luni, marți, miercuri să facem discuțiile cu cei din colegiile 3, 7 și 8. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu primarii și președinții de organizații din aceste colegii, am văzut o dorință categorică de a obține o victorie așa cum ne dorim și am convingerea că PSD Neamț va da Parlamentului României cel puțin 5 mandate de deputați și 2 mandate de senator. În campania asta vom avea o întâlnire și cu președintele partidului Liviu Dragnea, care va face o vizită în județul Neamț pentru a lua pulsul organizației, pentru a se întâlni cu activul partidului și pentru a discuta chestiuni care țin de campania electorală și de organizare. Toți președinții de organizații și toți primarii își doresc să ajungem la guvernare, pentru că și ei au observat ce se întâmplă cu România în ultimul an de zile, cum este guvernată și care sunt problemele cu care ne confruntăm noi cei din administrația locală. Și eu, ca președinte al Consiliului Județean și colegii mei primari PSD, este singurul an când n-a fost nicio rectificare pozitivă pe administrația locală. Avem foarte multe primării cu nevoi extraordinar de mari care țin de buna organizare și funcționare a școlilor din comunitățile pe care le conduc domnii primari, de primării, de salarii. Ori e clar că guvernul Cioloș este un guvern care nu iubește România și românii. Este un guvern care este pus doar să încurce lucrurile. Este guvernul zero, zero fonduri europene atrase, zero realizări. Mă uit și îl văd pe Cioloș pe toate gardurile patriei noastre. Pliante, benere. Și el a ieșit și a spus că el nu face politică. O atitudine mai lașă și mai falsă la un om care se vrea și se pretinde prim-ministru, n-am văzut în ultimii 26 de ani la nimeni.
lăsând la o parte că Partidul Național Liberal, un partid vechi, cu istorie. Sigur, astăzi a rămas doar numele, pentru că este populat de foști oameni al lui Traian Băsescu, de foști pedeliști, ei conduc ostilitățile, este condus de la Cotroceni de Claus Iohannis, un președinte care demonstrează în fiecare zi că românii nu sunt în prioritatea lui, că nu iubește România și românii, că toate legile pe care Parlamentul României le inițiază pentru poporul român sunt blocate de președintele Iohannis și trimise la Curtea Constituțională. Am auzit declarația președintelui PNL, doamna Gorghiu, cum că majorarea salariilor profesorilor și medicilor este o crimă. Rămân stupefiat, cred că și dumneavoastră și noi toți, și ne întrebăm ce intenționează să facă acești oameni cu România. Proclamăm sus și tare că România are cea mai mare creștere economică din Europa. Că sunt bani, că avem creștere economică, sigur, pe munca guvernului Ponta. Și când guvernul și când Parlamentul vine cu o lege și propune guvernului să mărim salariile profesorilor, medicilor, președintele PNL vine și spune că e o crimă să faci așa ceva. Mai vine și domnul Iohannis, isteț ce-i drept, mi-a plăcut, și spune, domne, cum să reduci 105 taxe, legea pe care au inițiat-o cei din majoritatea parlamentară, PSD și ALDE, o lege care a trecut prin Parlamentul României, o lege care trebuie promulgată de președintele Iohannis și care a fost din nou trimisă la Curtea Constituțională, pentru că domnul Iohannis spune că nu vrea ca cetățenii României să aibă mai puține taxe. Și spune cum să faci așa ceva, păi cum previzionează investitorii care vin în România că se schimbă legislația. Păi, domnul Iohannis, noi n-am adăugat taxe. Eu nu cred că există niciun investitor care să vină în România și să fie încurcat de faptul că reducem din taxe. Eu cred că sunt bucuroși, așa cum sunt bucuroși și românii. Ori cârdășia asta pe care o are președintele Iohannis cu Partidul Național Liberal și cu Julien Cioloș, pentru că avem așa un amestec interesant de nume și de colaborare, care din punctul meu de vedere numai interesul românesc nu-l promovează, ar trebui să ne dea de gândit nouă tuturor cetățenilor României și a județului Neamț. Se vede clar că acești oameni nu servesc interesele românilor și eu cred că românii au înțeles că în 11 decembrie trebuie să vină foarte mulți la vot, să votăm, să ne reluăm România înapoi, să ne recâștigăm România pentru noi și să facem o guvernare eficientă și în folosul cetățenilor. S-a demonstrat că sloganul prin care a câștigat președinția Klaus Iohannis, Klaus Werner Iohannis, că să ne recâștigăm țara înapoi, a fost de fapt să o recâștige pentru alte interese și nu pentru interesele românilor. Haideți așadar, dragi cetățeni, să venim la vot, să votăm așa cum trebuie și să ne recâștigăm noi țara înapoi de la Klaus, de la Julien și de la alți domni care
servesc alte interese, numai interesele patriei noastre, nu. Am să-i dau cuvântul în continuare domnului deputat Ioan Munteanu să vă spună și el câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc. Adaug la ceea ce ține de precampanie și campania electorală, că începând de săptămâna ce urmează, ne vedem pe zone și cu reprezentanții PSD în secțiile de votare, cu cei 486 de reprezentanți pe care îi vom avea în secțiile de votare. Le reamintim lucruri ce țin de atribuțiile și obligațiile lor. Majoritatea dintre ei sunt oameni care au mai participat în secțiile de votare, știu ce trebuie și ce obligații au acolo în secția de votare, dar totuși trebuie reamintite și tot ceea ce le spunem este doar în cadrul legal. Referitor la taxe și impozite, la acea reducere, o completare. După ce premierul Cioloș a spus că nu are argumente să atace la Curtea Constituțională, președintele a apărut cu o nouă dezvoltare a subiectului, în sensul că a spus că va propune o dezbatere publică. Ori Constituția stabilește următoarea regulă. Președintele a primit spre promulgare legea, are voie să o trimită la reexaminare la camera care a fost decizională, respectiv la Camera Deputaților. Nu scrie niciunde că are atributul de a face o dezbatere publică. Asta putea să o facă, să zicem, pe intervalul de până a veni la promulgare legea, pentru că, în general, în dezbaterile publice, apar cele două echipe de oameni cu argumente, unii care o susțin și alții care nu o susțin. Adică unii susțin, de fapt, anumite formațiuni, ceilalți alte formațiuni. Aia nu se cheamă dezbatere publică. Doar titlul e dezbatere publică. Bun. Pentru că tot vorbim despre, spunea domnul președinte Arsenie, despre dezvoltarea comunităților, despre așa dorința noastră de ca PSD-ul să fie la guvernare. Așa cum am spus și altădată și dânsul a spus și astăzi, ne propunem să obținem acele mandate, 2 de senatori și 5 de deputați. De aceea discutăm cu organizațiile și oamenii sunt foarte bine porniți și implicați în ceea ce avem de făcut în această perioadă. Mai ales că, potrivit modificărilor la legea achizițiilor publice, a apărut o noutate care cred că dacă nu vom avea construit un buget foarte sănătos de la bun început, putem să spunem că activitatea de dezvoltare a comunităților e paralizată. Nu mai poți să faci nimic dacă n-ai toată resursa financiară asigurată pentru o investiție. Și dacă astea lucruri nu sunt prevăzute cum trebuie în bugetele pe ministere, pe anexe, nu știu ce vom face. Așa cum spunea și președintele Arsenie, dacă ne gândim doar la faptul că anul ăsta am pierdut un an întreg privind fondurile europene. Sunt discuții că ăsta e rolul guvernului, să nu tragă fonduri. Eu doar atât vreau să vă spun. Ungaria în acest an, Ungaria, a devenit un model de acum, după ce spuneam doar de Polonia, a tras până la această oră 50% din fondurile europene. Ori noi, zero. Pentru că tot vorbim de fonduri europene, dezvolt foarte puțin măsuri din programul de guvernare pentru fermierii români. De ce acest capitol? Pentru că am lucrat efectiv la programul de guvernare pe agricultură alături de doi colegi, domnul deputat Daia și de secretarul de stat Butănoiu. Ce pot să vă spun este că PSD-ul are soluții pentru fermieri, pentru fermierii români. Adică, ne propunem ca începând de la anul veniți la guvernare să atragem cele 9,7 miliarde de euro. În același timp, ca până pe data de 15 octombrie a fiecărui an,
Scandalul subvențiilor, îl știți, când s-a întârziat cu un an de zile aproape, motivat că softul l-a comandat Ghiță, că nu l-a reparat nu știu cine. Ideea era cât mai târziu banii. Deci până pe 15 octombrie a fiecărui an avans, iar pe 1 decembrie și 31 martie din fiecare an calendaristic să închidă, să fie reglată suma toată. În așa fel ca în primăvară să nu mai fie niciun ban pe care fermierii să-l aștepte. Tot în programul de guvernare avem un program foarte bine chipzuit privind dezvoltarea sistemului de irigație. Știți foarte bine ce suprafețe se irigau cândva, nu vreau să-mi amintesc, o să spuneți că ne amintim cu drag de trecut și mai ales eu, și atunci ceea ce se dorește, nu poți să intri în competiții cu fermierii europeni dacă nu ai condiții ca și fermierul european. Una dintre condiții este și apa, care ați văzut anul ăsta a lipsit și când vine, vine de numai ce face cu ea. O altă măsură din programul cu fermierii este încurajarea angajării tinerilor în agricultură prin scutirea angajatului și angajatorului de toate obligațiile către stat, aferente salariilor pentru fiecare angajator care oferă locuri de muncă pentru 3 tineri sub 35 de ani. În felul acesta e posibil să fie create, din calculele care s-au făcut, peste 8.000 de locuri de muncă. Dar important este că ele se duc în mediul rural, știm ce fel de populație avem la ora actuală în mediul rural, și un alt lucru foarte important, dumneavoastră, toți de aici, ați văzut cu ce utilaje se lucrează astăzi în agricultură. Ce performanță sunt pe ele. Ori fără oameni care să fie pregătiți pentru așa ceva, un investitor din agricultură poate să rateze totul. Credite și îl dai pe mâna unui om nepriceput, ca să nu spun altfel, și poate să facă 500.000 de euro într-o zi praf. Și ăla să plătească o viață sau să n-aibă de unde să mai plătească. De asemenea, am propus să creăm 10 unități în țară de procesare de legume și fructe, alocând pentru acestea și depozite frigorifice, alocând pentru acestea peste 100 de milioane de euro. Pentru colectarea și procesarea lâinei și apeilor de ovine. Știți cu toții foarte bine că nimeni nu mai cumpără lână în țară. Pe vremuri, postavul de la Buhuș primea cantități industriale de lână. Lâna nu are nicio valoare la ora actuală. Majoritatea proprietarilor dau foc lânei pentru că lâna, dacă sap terenul și o bage într-o groapă, ea nu putrezește, știți foarte bine. Deci acolo rămâne și peste 50 de ani tot la fel o scoateți de acolo. Deci singura soluție pentru oameni astăzi este să-i dea foc. Ne propunem acest lucru. Sunt și alte lucruri pe care vrem să le dezvoltăm. Pentru a cumpăra cât mai puține roșii și legume din afara țării, nu a scrie pe ele numai Turcia, Egipt și Olanda în ultimul timp. Vedem, Olanda a ajuns cel mai mare producător din lume. Sigur, pe culturi super, super intensive, de care încă nu suntem capabili să facem. Dar vrem să pornim de jos din sat, la 1.000 de metri pătrați de solar, primește 3.000 de euro. Și tot așa, în felul ăsta, să încercăm să ajutăm peste 40-50 de mii de fermieri noi, tineri, care să lucreze, nu numai tineri, am spus, în general, încercăm să ducem tineri spre sat. Trebuie să facem un echilibru. Ne propunem să eliminăm pentru terenurile agricole lucrate, subliniez, mai sunt suprafețe mici nelucrate, dar, spre exemplu, în județul Neamț sunt foarte mici suprafețe de teren nelucrate, să eliminăm impozitul pentru aceste terenuri agricole, începând cu anul 2018. De asemenea, pentru tractoarele și utilajele agricole, la fel să eliminăm toate taxele și impozitele, începând cu anul 2018, tocmai pentru a încerca să dezvoltăm fermierul mic, să-l aducem în clasa de mijloc, să creăm bazele unei economii sănătoase, care să asigure bugetului bani, pentru că se întoarce rană către oameni mai ieftină. Totul există o gândire în felul ăsta. Sigur, sperăm ca anul 2020
să putem vorbi în România de cadastrarea tuturor terenurilor, sigur că în mod gratuit, programul a început din acest an, sunt bani alocați prin lege, și asta vă spun ca unul care am contribuit la această lege, cele 480.500 de milioane de euro, și începând de anul următor, să dispară TVA-ul acela de 9% pentru toate materiile prime care le folosește fermierul. Vorbim de îngrășăminte, de chimicale, tot, pesticide, tot ce se, tot, motorină, totul să dispară, adică TVA zero. Repet, toate aceste lucruri să-i facem pe fermierii români să fie competitivi cu cei din țările europene. Costuri la fermierul român sunt mult mai mari decât la cel european și sigur că întotdeauna și valorificarea este foarte greoaie. Românul este obligat să vândă că nu are bani pentru începerea producției cu prețuri din tarla, din câmp. Ceea ce le convine acelor comercianți, ca să nu le spun oameni care se ocupă numai de asta, pentru că până la urmă și asta e o activitate și nimeni nu te obligă să faci cu el business, are banul, cash, ți-l dă, tu nu ai cu ce plăti și trebuie să dai. Ar fi multe de discutat, eu cred că o să mai discutăm despre aceste lucruri, dar acum cred că ar trebui să ascultăm și întrebările dumneavoastră. Da. Și... Vă rog, întrebări. Vă rog. Sunt convins că dumneavoastră știți deja în mare parte ca previziu de nu numai eu. Nu e chiar așa. Care previzionați că vor fi cele trei UAT-uri, să zicem? Da. Care PSD-ul va obține scoruri mai modeste? Mai modeste? Mi-e greu să spun acum, pentru că în general, spre exemplu, dacă am avut nemulțumiri, cum era Tămășenii, chiar din colegiul meu, care a obținut în vară numai 16%, și repet, acolo nu e vina electoratul, ci e vina celor care au decis candidatul, printre care și eu mă număr, ca să ne înțelegem foarte bine. Am mers pe mână de încredere a postului primar, asta e. Deci am dat comuna cu cel mai slab rezultat și l-am luat chiar din colegiul meu. Sunt convins că discutăm de cu totul și cu totul alte cifre, pentru că electoratul din Tămășeni, și am explicația ca să vă spun, să nu credeți că există altă formulă și e ceva magie. Noi acolo am avut primar de ani de zile. Electoratul e majoritar PSD. Dar candidatul era fostul nostru viceprimar, care n-a găsit loc din cauza fostului nostru coleg primar. Și a pus el un partener pe care noi l-am acceptat. Ori, electoratul rămâne constant pe votul politic. Asta vreau să spun. Atunci au fost alegeri de persoană la primar, iar acum mi-e greu să vă spun care vor fi. Dar dacă vreți, putem să discutăm poate în ultima conferință de presă, după cum îmi dau seama că merg lucrurile în comună și atunci încerc să dau răspuns la întrebare, care e corectă întrebarea. Dar mi-e greu acum să răspund. Alte întrebări? Tot pentru domnul Munteanu, dacă nu îndrăznește nimeni, la modul acestui, sunt convins că în momentul în care va veni sloganul de la București, dacă câteva săptămâni cum îndrăznește să creeze în România, ia să pun propria analiză, că vă știu fixați și sunteți unul dintre cei care știți să regulă un slogan. Sincer, care a fost prima dumneavoastră părere când ați văzut în sloganul ăsta, altfel scurt, altfel penetrant, totuși, anumite, să le spunem, amănunte inclusiv prezența celor două guverne. Eu vreau să vă spun că rolul nostru în a stabili un asemenea slogan este foarte mic. Este cel de beneficiar. Să ne înțelegem foarte bine. Nu există formațiune politică serioasă care se respectă, așa cum cred eu că este și PSD-ul, mă refer la dimensiunea politică, care nu are oameni de comunicare în spate și care nu vin cu schimbări în ceea ce ai făcut până acum. Plecând chiar de la culoare, dacă ați văzut, de la nuanțe, de la... Așadar, mi-e greu eu să vin cu, să spunem, cu școala mea de războieni și să contrazic niște oameni care asta au făcut o viață și probabil pe unii au umblat, au câștigat, că altfel nimeni nu îi angajează. Și cred că chiar dacă e corect ceea ce ați sesizat, sunt convins că va prinde, și repet, sunt convins că va prinde foarte bine la electorat. Și, în primul rând, noi ne adresăm românilor, spre deosebire de foarte mulți care se adresează altora. Ce? Domnul Munteanu, cum vedeți dumneavoastră sprijinirea producătorilor autohtoni de legume
care sunt de mai slabă calitate, dar nu mai ieftine. Deci, exact ceea ce am încercat să dezvolt mai înainte era tocmai pentru a echilibra piața noastră, care este invadată numai de produse aduse din afară. Nu ne deranjează că s-a aduse din afară, dar sunt de proastă calitate. Ori noi nu mâncăm fructe și legume sănătoase. Ca să nu spun și carne și produse de carne care vin de afară, nu mi-e frică să spun că România devine din ce în ce mai mult un debușeu pentru tot ceea ce nu e bun și să face mult în țările puternice. Pentru că tot cei care sunt puternici exportă, nu un păcătos ca România, să spunem, are putere de export. De ce? Răspund și eu pentru o logică întrebare, ipotetică. De ce toate produsele românești e bătaie pe ele să fie cumpărate, taman de cei care ne exportă nouă produse? Răspunsul e simplu. Sunt mult mai sănătoase ca cele care le produc ei și le trimit nouă. Eu nu cred că ei produc pentru țară din aceeași ladă din care mâncăm noi, pentru țara de origine. De asemenea, sunt convins că fermierii români, și aici când vorbim de fermieri, nu numai de legume și fructe, vorbim și de crescătorul de bovine, și de porc, și de ovine, și de pasăre, și de orice, trebuie să poată face față competiției. Că totul pleacă de la competiție și la costurile mari pe care le are fermierul român. Fermierul român are costuri extraordinar de mari. Dacă v-ați uitat în serele din Olanda și ați văzut filmele cum arată, spui, dom'le, da, aici e la NASA? Adică totul e producție forțată, ca să ne înțelegem bine. Totul e cu picătura. Păi când la noi e din pământ încă. Un pământ care nu e îmbolnăvit, pentru că n-a suferit foarte multe cantități de îngrășământe și pesticide, când n-am avut bani. Deci discuția e mult mai complexă. Dar în același timp, dacă nu vom proceda așa cum am spus mai înainte și am făcut referiri, nu avem nicio șansă să intrăm în competiție cu ei. Și vă rog să nu mi-adresați numai mie întrebări, că eu după scap, aia președintele o să sară pe mine. Mie mi le adresează pe alea incomode. Știi? Am înțeles. Da, mă rog. Am rugat toate primăriile din județ să facă o informare către Consiliul Județean Neamț, pentru că vrem să facem o adresă oficială și destul de, nu imperativă, însă vrem să atragem atenția Guvernului României că administrația publică locală suferă și că e cazul să-și îndrepte fața și spre administrația publică locală și mai puțin către multinaționalele care populează. Corect. Și care mulg România, dacă e să fiu până acolo, să fiu corect. Uitați-vă la ajutoarele de stat care le-a acordat guvernului Julien Cioloș. Și o să vedeți că 99% din bani sunt dați către multinaționale. Bieții români, capitalul român autohton, cei care au cerut bani, ajutoare de stat și nu mai departe, în județul Neamț, am avut o discuție cu domnul Strătilă de la Fibrex, de la Refill, cât de mult a insistat și cât s-a zbătut și câtă nevoie avea de aceste fonduri. Și mi-a spus, domnule președinte, 99% din bani le-au luat multinaționalele. Bani pe care domnul prim-ministru Julien Dacian Cioloș îi întorc străinilor. Unde se duc acești bani? Unde se duc profiturile pe care le fac multinaționalele în România? Eu nu spun că nu-i bine să vină investitori străini în România. Eu spun că trebuie să facem în așa fel încât prioritatea noastră să fie investitorul român, să fie românul care investește și dezvoltă capacități de producție și capitalul românesc să fie cel care să beneficieze de ajutoare și de stat și să aibă o prioritate în fața oricărui guvern. Sigur, a unui guvern care iubește România și România. Nu-i cazul acestui guvern, nu-i cazul celor
care girează acest guvern, Partidul Național Liberal, de bun ce sunt, i-au luat să candideze pe listele de parlamentare și mai mult de atât, istoricul Partid Național Liberal îl vrea din nou prim-ministru pe domnul Julien Dacian Cioloș. Noi nu vrem și eu cred că nici românii. În concluzie, trebuie să alegem un guvern responsabil, care să aibă grijă și de administrația locală și de cei de la țară și nu numai de multinaționale. Dacă mai aveți întrebări. Aș mai avea una. Vă rog. Dumneavoastră a apărut în spațiu public o discuție despre o posibilă alianță neoficială între PSD și ALDE. Un comentariu acest lucru. Da. Suntem într-o alianță parlamentară și sunt sigur că vom face guvern împreună cu cei de la ALDE. Următorul guvern va fi PSD-ALDE. Așa cum a spus și președintele partidului nostru, UDMR-ul nu cred că ar trebui să mai fie la guvernare, UDMR-ul trebuie să stea lângă Partidul Național Liberal acolo și să facă opoziție așa cum trebuie, împreună cu tehnocrații lui Cioloș și a domnului Klaus, și să lase România să o conducă cei care iubesc românii. De fapt, întrebarea era pe o formă de declarație făcută de fostul ministru Petrescu, care acum candidează la PMP, da, care spunea că a citit în presă că PSD-ul va face în așa fel încât ALDE să dea un parlamentar care ne-a ajuns cu domnul Iricău. PSD-ul va face tot ce este în putință să câștige 5 sau 6 mandate de deputat și 2 de senator. PSD-ul cred că, nu cred, sunt sigur că are, din știința mea am văzut că avem listele complete, nu? Sunt complete. Așa că noi vom încerca să maximizăm și să luăm, nu tot, că tot nu-i sănătos nici pentru noi, nici pentru democrație, dar să luăm, să fim majoritari în Parlamentul României, să dăm un guvern. E bine să fie și o opoziție, așa cum este și în Consiliul Județean Neamț, unde colegii mei liberali fac o opoziție extrem de constructivă, cu foarte multe proiecte, cu idei, cu soluții. Știți ce dumneavoastră? Cu soluții multe. Da. Puțin, dacă îmi permite, vă rog. Maria, puțin altfel. Ea mers în titlu susține pe speculația. Aș merge altfel. Așa cum ați prezentat amândoi situația, este destul de dificil pentru orice partid aflat la guvernare să facă următorii pași pentru redresarea țării. Și atunci, plecând de la întrebarea ei, există posibilitatea să simpatizați oarecum anumite personaje politice sau personaje cu anumită pregătire pentru a putea colabora după alegeri? Doamnă, încă o dată, cei de la ALDE sunt partenerii noștri cu care facem o majoritate în Parlamentul României și sunt partenerii mei în Consiliul Județean Neamț cu care facem o majoritate. Însă, în această competiție electorală, nu candidăm într-o alianță. Sigur. Asta e subiect. Da? Fiecare trage să maximizeze atât cât poate de mult pentru propriul partid. După care, vedem câte mere a cules fiecare, le punem la un loc și vedem dacă merele noastre sunt mai multe decât merele lor. Eu cred că sunt mult mai multe. E corect. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult.